Bună seara! Bună! Salut! Să mă prezint, mă numesc Elena, sunt curierul online Floriei Emoții.md și am nevoie de o magiată zile de astăzi, doamna Valentina. Eu sunt sigură că nu ne-ați așteptat, pentru că surprizele frumoase se fac atunci când sunt pe neașteptate. Facem un drum special pentru dumneavoastră astăzi și venim din partea celor dragi psihotari. Noi știm că jumătatea dumneavoastră de sufletel este psihotare, împreună cu nora dumneavoastră și împreună cu cea mai scumpă nepoțică pe care o aveți. Ei vă felicit astăzi călduros, vă doresc un sincer și frumos la mulți ani, vă doresc mulți ani înainte și să aveți o reîntâlnire cât mai urgentă. Sunt 55 la număr. Sunt frumoși, proaspeți, vă rog frumos să-i primiți și să dea Domnul ca să vă aducă pace în suflet, dragoste în casă și puritate în suflet. Vă rog frumos să-i primiți. Tot din partea lor aveți un spumant care la măsuța care eu o văd o suprindă extraordinar de bine, este delicioasă șampania. Noi mai venim o dată dacă este nevoie. Iar din partea lor să aveți așa o cutie de bomboane Raffaello care să vă ducească, este absolut gratuită. Mulțumesc. Și ca să plângeți mai departe, pentru că nouă ne plac aceste lacrimi până la urmă. Eu sunt bucuros că-s de bucurie și nu stai în scârbă, da-s de bucurie, da. Ei vă scris și un mesaj foarte frumos. Eu o să dau citire. Dragă mamă și scumpă bunică, astăzi este ziua când te-ai născut tu, îngerul nostru păzitor, cea care păstrează și încălzește căminul familiei noastre. În fiecare an, mămică, ochii și zâmbetul sunt mai gingași, iar sentimentele sunt mai profunde. Îți dorim să fii încurajată de pace și bunăstare, iar dragostea și faptele noastre să devină cea mai mare bucurie din inima ta. Îți urăm ca cerul să te ocrotească, să-ți dăruiască armonie în suflet și să-ți umple inima cu căldură. Încălzește-ne cu zâmbetul tău mai des și fii fericită. Noi regretăm foarte mult că în această zi nu putem fi alături de tine, dar să știi că te iubim nespus de mult și te păstrăm în suflet și în gând zi de zi. La mulți ani cu drag, Igor, Nora Silvia și nepoțica Iana din Anglia. Ura, haide să o susținem! Nu, ne plac lacrimile dumneavoastră. Sunt de dor, sunt emoții frumoase. Da. Noi vă dorim să primiți așa surprize în fiecare zi, pentru că ele vă aduc emoțiile astea atât de importante. Neașteptatea asta e una, da. A doilea, că îți lipsesc foarte mult. Mai ales la așa o sărbătoare. Mai ales la așa o sărbătoare și sunt atât de duioși toți, și fiu, și noră, și nepoțică, încât nu numai că la sărbătoare, dar fiecare zi, în fiecare dimineață, în fiecare dimineață, în fiecare seară, îți lipsesc, te gândești la dânsă și îți pare foarte rău că este distanța asta, care nu poți așa ușor să o depășești. Ar fi mai aproape. În așa gesturi, noi încercăm de fiecare dată să-i aducem mai aproape, da. Și credem că ne-a reușit în această seară. Va reuși, dar ar fi de dorit poate fiecare zi, fiecare țar să-i bateți la ușă. Data viitoare vinim cu ei acasă. Mulțumim frumos! Felicitări vă aparține! Mulțumesc frumos, da, mulțumesc frumos! Să aveți o sărbătoare frumoasă mai departe. Mulțumesc frumos! Cu pici de aici de acasă. Da. Sunteți partea vieții mele, mă trezesc, mă culc cu voi, sunteți suflarea mea. Cât am să trăiesc, atât am să mă gândesc la voi și să faceți așa că voi îmi prelungiți viața. Cu succesele voastre, cu dragostea voastră, cu unirea voastră în familie, cu zâmbetul pe față care îl văd zi de zi, voi îmi prelungiți viața. Cât e ca fiica, băietul, eu pentru dânsă trăiesc, eu de multe ori mă vorbim cu soțul. Asta și sunt zilele noastre, cu succesele lor, de pe zi pe zi. Altfel nu există viața noastră la vârsta asta. Alegeți ce alegeți semana. Da. Mulțumesc frumos, le doresc sănătate, pupici și succes. Și cât mai curând acasă, măcar că de curând o plecat, parcă aș vrea acum să bat la ușă să intre. Noi colaborăm cu Silvia mai departe și facem o trasă. Asta și vreau să vă spun. O seară frumoasă, aveți!